Primele trei tramvaie nepoluante au ajuns în Timișoara. Până la finalul anului vor ajunge și celelalte 14, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Transport public modern și sigur, asta ne dorim pentru Timișoara. Primele trei tramvaie din lotul de 17 vehicule nepoluante au ajuns în oraș. Primul tramvai din acest nou lot circulă deja pe linia 5, recent redeschisă, iar al doilea va intra în circulație în curând. Al treilea tramvai se află în prezent în proces de recepționare și de efectuare a probelor. Până la finalul anului vor ajunge și celelalte 14 tramvaie. Valoarea totală a proiectului este de peste 308 milioane de lei, inclusiv TVA, din care contribuția comunitară se ridică la aproape 260 de milioane lei fără TVA și beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul principal al proiectului este înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea a 17 tramvaie nepoluante, 8 troleibuze cu emisii zero sau cu baterii și de 30 de autobuze nepoluante de 10 metri. Obiectivele primăriei Timișoara sunt de a îmbunătăți condițiile de mobilitate urbană, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori siguranța rutieră prin soluții digitale și ecologice de transport, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.